să înțeleagă toți suporterii, să stea liniștiți, niciun suporter nu va fi în pericol, nimeni nu va amenința niciun suporter, nimeni nu va transmite din ceea ce văd eu că vor ei să facă și să amenințe suporterii. Voi face un live în următoarele zile și cred că vineri sau sâmbătă voi face și chiar țin să vă anunț că voi face zi de zi. Da? Voi transmite suporterilor, le voi transmite exact ceea ce trebuie să facem, ceea ce trebuie să se întâmple și nu ce vor anumite persoane să transmită suporterilor pentru a le crea o teamă. Nu. Eu promit tuturor suporterilor, cum am promis și până acum, tot ce am promis ușor, ușor s-a realizat și eu vă voi transmite începând de vineri, vă voi transmite în live tot timpul și veți fi anunțați prin toți membrii asociației, inclusiv prin Pavel Judea, prin Fane Măcelaru, prin oamenii care sunt alături de Peluza Nord, vă voi transmite că voi face live și orele respective când va fi posibil. Vineri, sâmbătă, chiar duminică de la Târgu Jiu, luni, marți, miercuri, când voi putea, voi face măcar 10 minute, sfert de oră, 20 de minute, o jumătate de oră, o oră, vă voi transmite exact ceea ce noi, suporterii, care suntem alături de Peluza Nord, suntem alături de echipă, vă voi transmite exact ceea ce noi trebuie să facem și să nu mai luăm în seamă anumite lucruri pe care le postăm nu noi, alții care cred că pot intimida și pot face anumite lucruri care nu știu, dacă făceam eu cred că până acum nici nu mai eram acasă. Dar în următoarele zile vă voi spune absolut tot ceea ce noi avem de făcut, noi suporterii, cum trebuie să ne comportăm când venim la meci, ce avem de făcut și ce avem de transmis celorlalți suporteri care nu pot veni la meci, dar în schimb ne privesc de acasă. Dacă ai întrebări, Pavel, pentru mine, pentru că atâta timp cât nu știu ce se întâmplă, nu găsesc soluția, nu știu, este al doilea telefon. După primul telefon am zis că poate, hai, că e de la mine, că e de la tine, că de unde o fi, dar totul s-aude foarte urât și cu eco. Înseamnă că e posibil ca telefoanele mele să fie ascultate sau să nu ne permită să facem ceea ce facem noi de fel. Deci, Mustață, în momentul ăsta te rog frumos eu să nu mai vorbești ca să nu te auzi rău, da? Și îți pun eu două întrebări, da? O întrebare care pune toată lumea în chat, da? Toată lumea. Nu, eu le-am spus în felul următor. Lasă-mă să-ți explic și apoi o să răspunzi tu. Eu le-am spus în felul următor. Urmează meciul de la Târgu Jiu. Trebuie să ne focalizăm pe meciul ăsta, să începem bine cu dreptul, da? Să începem campionatul cu dreptul. Bun. Dar lumea întreabă foarte mult, Mustață, despre dacă va fi coreografie la meciul cu Dinamo și dacă se va reîntregi cu venirea în Ghencea și Peluza Nord cu Nucleo. Da? Acum poți să răspunzi tu.
Haide ca să nu fim puțin repeziți pe întrebările astea două. În primul și în primul rând, voi răspunde la a doua întrebare. Spectacol va fi, din toate punctele de vedere, și cred că și din partea noastră, cred și din partea lui Dinamo. Știți foarte bine că Dinamo a avut o atitudine clară și a spus clar că ce se ia pentru ei nu este Steaua. Și vreau să fim realiști și să știm cu toții că întotdeauna un derby pentru noi și pentru toată țara și pentru toată lumea este Steaua Dinamo. Atât timp cât este acest derby și ne aducem aminte de timpurile vechi, spectacol va fi. La a doua întrebare, până când eu nu sunt cu certitudine 100% că Peluza Nord va fi din 90%, va fi 100%, lăsați-mă să fiu puțin mai rezervat, să mai așteptăm puțin și poate în cursul săptămânii viitoare sau peste două săptămâni vă voi anunța pe toți suporterii că Peluza Nord este intactă. Așa că nu pot să răspund la ceea ce știți foarte bine că eu sunt genul de om care spun lucrurilor pe nume, dar deocamdată nu pot să spun cu certitudine 100%. Ok, încă o întrebare care se repetă foarte mult aici în chat, cred că au văzut-o toți. Ce părere ai tu despre... Trebuie să-ți pun întrebarea asta, pentru că am văzut că o repetă foarte mult băieții ăia. Ce părere ai despre faptul că nu au acceptat la AS47 mai întâi cererea care au făcut-o ei și ne-au acceptat nouă? Cererea de a juca în Ghencea. Au publicat AS47 la ei pe pagina, a zis lumea aici. Deci, întrebarea este că lor nu le-a acceptat sau ce? Da, ei sunt foarte revoltați că și ei au făcut cerere și a lor nu a fost aprobată. Să facă probabil evenimentul ăla despre care vorbeau ei atunci, exact în data în care am făcut noi cererea să jucăm pe Ghencea cu Dinamo. A, și lor nu le-a acceptat să facă acel eveniment cu Adi Popa, Cupa Fustelor, sau cum îi spunea, nu mai știu. Nu? Am înțeles. Păi nu le-a acceptat pentru că pe Ghencea se fac evenimente frumoase, se fac evenimente care trebuiesc făcute. Și evenimente care au impact. Dar va veni momentul, săptămâna asta, și poate cine știe, aici, pe live-ul ăsta, să-i răspund și lui Dorin Taban. Că n-am cum. I-am răspuns eu astăzi puțin, n-am avut timp de el, dar îi vor răspunde și lui Dorin Taban. Ca să-l fac eu să înțeleagă pe Dorin Taban. Când era cu Păunescu, nu vă dau mai multe detalii, era cu Păunescu, parcă știa unde este Steaua. Când era până avioanele lui Gigi, știa unde este Steaua. Microbuze, autocare, bilete. Dar nu vreau să intru în mai multe detalii și mă opresc aici. Pentru că n-am cum să-l fac să nu-i răspund. N-am cum. Trebuie să-ți răspund, Dorin Taban. Dacă va fi aici, pe live, la tine, unii din prietenii lui sau de la el, de la Armata 47, și voi spune multe detalii și voi da foarte multe detalii, când să luau vize Schengen în Anglia, îi voi pune niște întrebări să vedem dacă poate să-mi răspundă.
Da? Și dacă poate să-mi răspundă, să-mi spun atunci. După 5 ani a știut unde-i steaua? Dacă a știut unde-i steaua, să-mi răspund acum. Pentru că mi-aduc aminte, Dorine, poate îmi transmite cineva care e pe aici. Sau poate îi trimite live-ul ăsta. Dacă nu îl trimite pe ăsta, să-l trimeată pe ăla de vineri, care îl fac eu. Și să ne spună și nouă. Dorine, când am plecat la Liverpool, era cu vize Schengen. Știi cine este? Ai mai stat 5 ani să-ți dai seama cine este? Sau te-ai suit în avionul lui Gigi? Și să vin cu vorba aia frumoasă. Istoria continuă. Și după aia, Dorine, te gândești foarte bine, Dorin, gândește-te foarte bine, când spui că după 5 ani de zile ai realizat tu că în urmă cu vreo 15 ani ți-ar fi spus ție un ziarist că de fapt nu știu ce s-a întâmplat când tu, Dorine, în 2003 erai cu Păunescu. Și ai spus așa, Dorine, continuarea va fi săptămâna asta. Continuarea. După ce spun ce ai zis tu. Mai departe, când o să mă întrebe lumea săptămâna asta, o să le dau continuarea. Dar tu ai spus așa. Iese Păunescu, sunt cu Păunescu. Iese Gigi, sunt cu Gigi. Ce facem, Dorine? O mai fi steaua asta? Asta o fi steaua, Dorine? Aia care îmi spuneai tu mie, Dorine, să mă duc la Gigi să-i spun să ne ia și pe noi 20 de inși în avion și tu spuneai că sunteți mai mulți și să iau de la tine mai mulți decât să iau de la ăia, că după aia vă dau eu numele săptămâna viitoare. Acum spun decât atât, Dorine, încet. Dacă spuneai că ești imparțial, spuneai, domne, am ales drumul meu. Este strict problema mea. Nu e vreau să se joace. Dar FCSB-ul ăsta, Dorine, ca să fiu mai concret, Dorine, cum ai spus astăzi, eu ți-am auzit tot interviul. De-aia ți-am închis, ca să știi, Pavele. De-aia am închis. Și ți-am spus, lasă-mă să închid repede, pentru că intrase el la Digi. Era la Digi. Și am vrut să-l aud personal, ca să nu aud alte discuții din altă parte. Uite ce a spus Dorin, nu, l-am auzit personal. Dorine, dar nu cumva tu ai prins ură pe noi, că ai spus nu dușmănie, ură, că tu ai luat mai mulți bani. Ai prins ură pe noi că ai luat mai mulți bani când se pleca pe vizele alea Schengen? A? Dorine, eu sunt mustață, știe toată lumea, toată peluza știe câți bani s-au făcut cu vizele când s-a plecat la Liverpool. Da? Dorine, hai mă să le dăm pe față dacă ești bărbat. Că tu ai spus că nu e dușmănie, e ură. Păi, Dorine, dacă și tu ai prins ură, mâncați-și gura ta. Înseamnă că mâine se dă pământul cu fundul în sus. Băi, Dorine, tu nu realizezi, sau poate băieții de la Peluza Sud, care au plecat de până 2002, nu știu situația ta. Păi mă apuc eu de tine săptămâna asta. Și știu mulți din Peluza Sud. A, faptul că ei nu vorbesc,
și că tac din gură, Dorine, le spun eu săptămâna asta. Și încetați cu amenințările. Încetați cu amenințările împotriva oamenilor. Pentru că ceea ce ați făcut voi, ca să o știți așa, pe departe, eu dacă o făceam, ce ați făcut voi, și a venit și Suzetă ăla să amenințe suporterii. Voi aveți impresia că ne speriați? Nu speriați mă pe nimeni, ca să știți. Vă speriați pe voi. Eu și să revin. Dacă eu făceam ce ați făcut voi, eu eram arestat în prima secundă. Eram arestat în prima secundă. Eu nu vreau să vă aresteze nimeni pe voi. Dar terminați-vă cu amenințările că sunteți, jucați la pitici. Terminați-vă cu amenințările. Nu mai amenințați oamenii. Terminați-vă cu amenințările și voi și Suzetă ăla, biberon ăla, face mesaje, ce se întâmplă noaptea. Ce să faceți, mă, noaptea? Terminați-vă cu amenințările că nu speriați suporterii steliști. Nu speriați pe nimeni voi. Terminați-vă. Mai ales tu, Dorine. Tu o sperii pe femeia de servici care spală holurile cu mopul, cu găleata de spălat. Nu sperii pe nimeni tu, Dorine. Tu știi bine ce vorbesc eu. Te rog eu mult de tot, Dorine. Dacă mă apuc de tine, te gonește aia din peluză. Dacă mă apuc de tine, te gonește de acolo. Și ai ajuns tu să vorbești de ură? Ai ajuns tu să vorbești de ură, măi, Dorine? Tocmai tu, mă, Dorine, mă, care eu te-am considerat un băiat cu capul pe umeri, un băiat cerebral, și tu vorbești, măi, Dorine, de ură, mă? Nu mai e dușmănie, e ură. Păi tu ai ură pe mine, mă, Dorine, mă? Mă, Dorine, mă, eu te-am lăsat să-ți faci niște treburi, mă, Dorine, mă? Te-am lăsat să... Dorine, nu mai lasă-mă, mă apuc de tine săptămâna asta, sigur. Mă apuc de tine, Dorine, săptămâna asta, de te gonește aia din peluză. Stai cu minte, vezi-ți de pătrățica ta ce ai căutat tu, ai început ca șeful de galerie, ăla, cum îl cheamă, ăla, cum îl cheamă, că am și uitat de el, i-am și pierdut numele pe drum. De Horia. Ce trebuie? Am zis că ăla e șeful de galerie, dar văd că ai intervenit tu acum. Vrei tu să fii șeful la Peluza Sud? Nu te vrea ăștia. Îți spun eu. Dacă aude ce spun eu și eu vorbesc, și dacă eu spun ce spun eu, îți confirmă 3-4 brigăzi de la Sud. Confirmă 3-4 brigăzi de la Sud. Că le spun și lui aia și lui aia și lui aia, ia ziceți, băi, adevărat? Că dacă nu îi spun și pe ei. Și vă gonește aia care sunt vechi. De la Sud vă gândiți de acolo. Terminați-vă cu astea, Dorine. E, nu vă rușine? Ați ajuns voi să vorbiți de noi cu prieteni, prietenie? Dorine? Dorine, mâncai pâine cu salam pe noi, cu noi, pe capotă. Și acum tu vorbești de ură? Altă balivernă din creierul al tău nu scoteai? Să spui, 5 ani de zile am stat să văd unde este steaua. Dorine, pe tu ai mâncat 10.000 de euro de la Păunescu, cum nu știi unde este steaua? Te-ai uitat, Dorine? Ai uitat cu Marinu? Lasă-mă, nu mă face să mă enervez. Lasă-mă să fiu calm ca să pot să-ți explic situația. Vezi-ți de pătrățica ta, vezi-ți de treaba ta, lasă-l pe Fitu acolo unde are el treabă, dar tu lasă gura moale. Ai ieșit tu în evidență astăzi răgușit așa de nu te-a înțeles nimeni, dar eu am stat atent să te înțeleg. Și vii tu, Dorine, să ne spui tu nouă că 5 ani ai stat tu să rumegi așa pastile unde este steaua. Păi uita, mă, că tu ai fost hrănit.
hrănit de Păunescu. Pe vrei să mă duc să-l caut pe Marin? Hă? Ce-i mă, Dorine, mă, tată, mă? Și tu vorbești de ură, mă, Dorine? Tu care, eu te-am știut un băiat cu capul pe umeri, un băiat cerebral, un băiat liniștit. Ce faci tu? Liniștiști tu acum să... Aoleu, e ură. Ce ură, mă, Dorine, pe cine ai tu ură? Tu n-ai avut ură nici parida și te-ai... Și tu vrei să vorbești de ură, mă, Dorine, mă? M-a buvnit râsul azi. M-a buvnit râsul că te-a luat și ăia la mișto. Ăia, reporterii aia, te-a luat și la mișto. Încetați, mă, cu chestiile astea, mă, fiți, mă, oameni, mă. Fiți, mă, bărbați. Opriți-vă cu astea, că nu speriați pe nimeni. Adevărat, nu speriați pe nimeni, vă spun eu. Speriați o femeie de serviciu care săraca spală scările. Nu speriați, mă, pe nimeni. Auzi, ură. Ci că nu știam, după 5 ani am aflat. Băi, Dorine, mă, tu după 5 ani ai aflat? Ai aflat că nu este, mă? Dar când erai până avioanele lui Gigi, până micro, când mă spuneai mie, noi suntem mai mulți. Iam și mie 5 în avion. Păi da, mă, dar ruine, dar suntem toate brigăzile să împărțim locurile normal. Păi da, dar noi suntem mai mulți. Nu mai eram în steaua aia. Băi, Dorine, mă, lasă-mă ușor. Bine, hai să închei chestia asta, că după aia mă încinc și vorbesc mult și mai stau și vreo 2-3 ore pe aici. În următoarele zile voi face un live pentru suporteri, să vedem cum o calculez și vom transmite suporterilor exact ceea ce trebuie. Și lăsați teama la o parte, că nu suntem aici sat fără câini. Da? N-aveți impresia că speriați pe cineva. Nu speriați pe nimeni. Vă spun eu. Poate speriați pe Dorin. Da, Pavel. Te ascult, zi. Te ascult, zi. Ok, Mustață, încă o întrebare care pune foarte multă lume aici, întrebarea respectivă. Dacă oamenii vor veni la stadion, vor fi siguri că vor putea sta în afara stadionului și se vor monta monitoare dacă va fi multă lume afară? După ce voi trage concluzia în următoarele zile și vom discuta la nivel de conducere, vom vedea despre ce este vorba și cu siguranță voi vorbi la conducere să monteze ecrane. Dacă văd în primele zile cerințe de bilete, cu siguranță vom cere să amplaseze măcar un ecran. Ok. Cam atât a fost întrebările. E o întrebare aici care nu și-are rostul. Când se va da drumul la bilete la meciul cu Dinamo? O lăsăm, că avem meci în deplasare prima dată. Ne va anunța tot Mustață când se vor pune biletele în vânzare. Mă auzi? S-aude? Ce vorbesc, Pavel? Păi n-am, nici măcar nu am plecat în deplasare la Craiova. Să pună biletele cu Craiova. Nu, cu Dinamo se vor pune biletele începând de săptămâna viitoare. Cu siguranță. Ustață, tot întreabă lumea, acum trebuie să spun și ultima întrebare, asta e ultima, chiar că e ultima. Toată lumea în chat, dacă tu urmărești chat-ul, e foarte, foarte aprinsă discuția asta cu vine și Șumudică, îl va primi pe Luza, nu îl va primi. Eu am spus, avem antrenor deocamdată, da? Opriți.
Opriți chestia cu șumudică, că nu are ce căuta șumudică la steaua. La ora asta nu, niciodată. La ora asta discutăm despre echipa noastră. Important este să se facă și cele două transferuri pe care eu le știu. Și dacă se vor face astea două și vor fi realizate, cu siguranță, anul să luăm campionatul. Și mă bucur că o să luăm campionatul într-un campionat puternic, adică Steaua, Rapid, Dinamo, Oțelul și multe alte echipe care, eu zic din punctul meu de vedere, că acest campionat este unul dintre cele mai puternice campionate din ultimii 10 ani. Ascult întrebări. Mă auzi? Auzi? Da, acum am oprit, am pornit microfonul meu ca să mă auzi tu pe mine, da? Da. Lumea spune ca să, dacă ai putea tu să discuți cu Kirkeș, să vină să ne ajute. Eu cred că deja ai și făcut-o, ai vorbit cu Kirkeș. Tu ai mai spus odată într-un live că ai vorbit cu el. Eu fiți siguri că întotdeauna când aud ceva, de un transfer, de o chestie de genul, întotdeauna încerc să iau, am luat legătura și atunci când v-am spus și ați văzut că a spus-o și Chipciu, l-am sunat, dar nici eu nu pot să vă dezvălui foarte multe, pentru că sunt lucruri pe care și eu, la rândul meu, trebuie să le protejez un pic, să nu stric eu, cum ar veni, să stric eu colaborarea jucător-club. Că noi, eu transmit că va avea susținerea și că suporterii își doresc lucrul ăsta, sunt lucruri pe care le transmit. Dar nici nu pot să fac anumite greșeli, să stric eu anumite lucruri. Așa că, Kirkeș, dacă vrea să vină, este bine primit și gândiți-vă că ne satisface plăcerea noastră a suporterilor, pentru că în vestiar va fi cineva, cu toate că, rețineți, e și Băluță, e și Djokovic, sunt oameni cu experiență, sunt jucători cu experiență care știu despre ce este vorba. Iar din punctul meu de vedere, zic că un Coman la ora asta, la cum l-am văzut eu de atitudinea lui și prin evoluția lui, cred că spune cuvântul anul ăsta. Dar important este să avem un om cu experiență acolo și un jucător care acei copii în jurul lui să înțeleagă ce înseamnă un campion. Și mă bucur foarte mult dacă acceptă oferta Kirkeș. Vedem. În următoarele zile vedem despre ce e vorba. Ok, încă o întrebare, Mustață. Chiar dacă este prea devreme, dar totuși lumea vrea să știe. Câte bilete, că te-am prins acum pe tine și ești liderul Peluzei Nord, câte bilete sunt oficiale date, da, de la meciul cu Craiova? Câte sunt oficiale? Și ce spui suporterilor pentru meciul de la Craiova? De la Târgu Jiu spui. Scuzați-mă, meciul cu Craiova de la Târgu Jiu, scuză-mă. Da, sunt stadionul este un pic mai mic și noi avem 400 de bilete, avem cei 5% cum le luăm noi, sunt 400 de bilete care noi trebuie să ne încadrăm în ele și trebuie să asigurăm în primul și în primul rând membrilor cotizanți. Asta este regula. Membrii cotizanți sunt cei care beneficiază primii și înaintea Peluzei Nord, beneficiază primii de bilete. Și acasă și în deplasare. Te ascult. Altă întrebare. Vă iau și eu ca Iordache. Altă întrebare. M-auzi?
Da, te aud, citeam întrebări. Vă salut, da, te salută foarte multă lume. Stai puțin să citesc întrebarea, vorbi cu noi. A fugit întrebarea, am vrut să întrebă. Tu, Mustață Gheorghe, ai spus de cei doi jucători care vor veni, nu? Așa ai spus, că dacă se vor mai realiza aceste două transferuri. Crezi că atunci echipa va fi completă? Crezi că va fi completă și cu acei doi jucători, dacă semnează, avem echipă de a ne bate la campionat? Eu zic că echipa perfectă. Jucători cu experiență, jucători care își merită locul și merită să ajungă la noi. Este un lucru extraordinar dacă acești doi jucători vor ajunge în echipa asta. Eu, părerea mea, eu zic că anul ăsta defilăm. Dar vedem ce se va întâmpla pe viitor. Acum depinde și de ofertele lor, depinde și de ce cer ei. Sunt multe lucruri de discutat acolo, pentru că știți foarte bine, Gigi, cine ajunge pe la noi își cer drepturile alea mari, salarii mari. Gigi este genul de om care, dacă îi place jucătorul, oferă salarii mari. Dar sperăm ca, din punctul meu de vedere, cel mai bun transfer la ora asta este Chiricheș. Dacă se realizează acest transfer, din punctul meu de vedere, 90% suntem campioni. Și echipa va evolua altfel. Pentru că Chiricheș are o experiență, e și Djokovic, e și Păluță, care sunt fotbaliști cu experiență, sunt jucători care... fotbaliști, că nu pot să-i fac jucători, sunt fotbaliști care își doresc și care știu pentru ce muncesc. Așa că dacă mai apare și Chiricheș lângă ei și va mai apărea și acel jucător, din punctul meu de vedere, eu zic că anul ăsta defilăm. Dar așteptăm să vedem ce se întâmplă prin negocierile care se poartă între ei și conducere. Adică între ei și Gigi. Ok, Mustață Gheorghe, mai este o întrebare care vor suporterii să știe. Tu, că ești liderul Peluzei Nord și a observat toată lumea că ai foarte bună legătură cu Mihai Stoica, cu conducerea, s-ar putea propune conducerii ca la meciul cu Dinamo, da? Omul care a stat tot timpul lângă noi, Helmut Ducadam, să dea lovitura de începere a meciului? Te-ai implicat pentru așa ceva? Eu m-aș implica mai mult decât atât. Nu neapărat numai Helmut Ducadam. M-aș implica mai multe și sunt în discuții cu niște chestii, dar nu numai cu Helmut Ducadam, și cu alte foste glorii. Dar deocamdată suntem în discuții cu acest lucru. M-am gândit la lucrul ăsta și nu de acum, m-am gândit de acum o săptămână și vedem. Nu știu ce să zic, dar vedem. Este în discuție care din ei, adică sunt mai multe persoane, mai multe foste glorii în joc. Vedem. Acum ce își doresc suporterii Peluzei Nord? Deocamdată suntem în discuții. Mai citește întrebări. Ok, deocamdată întrebări nu mai sunt, da? Văd că toată lumea spune că e superbă ideea și ceea ce ați gândit voi, ce ai gândit tu, că sunt mai multe personalități, mai mulți. Ca să știți, i-am făcut persoanei. Mă auzi? Te rog să mai repeți o dată, că eram eu cu microfonul pornit. Persoanei pe care eu îmi doresc să dea lovitura de începere, când va fi acel moment, i-am făcut și tricoul la ora asta. E făcut tricoul, e tot, acum
Așteptăm. Vedem. Vedem cum curg apele. Deocamdată. Eu mă opresc ca să pui tu întrebări. Nu mai e. Întrebări nu mai sunt. Toată lumea spune de coreografie, de... Da, asta nu. Asta avem meci în deplasare și apoi, cu siguranță, Peluza și împreună cu tine s-a gândit la așa ceva. Da? Bun, dacă nu mai sunt întrebări, Pavel, eu mă retrag și mai anunț încă o dată în cursul săptămânii, pentru că tu știi bine evenimentul de joi, nu vreau să spui nimic acum, da? După evenimentul de joi, voi ieși live tot timpul și voi ține la curent suporterii cu absolut tot ce facem noi și ce putem realiza împreună. Mustață, eu te pup, seară frumoasă, mulțumim pentru timpul acordat. Seară bună, Mustață. Eu vă mulțumesc, o noapte plăcută.